Ce afirmații pot ajuta oamenii să scape de dependențe? Oho, bună întrebare! Ar fi bine să vi le scrieți. O să vă dau câteva afirmații. Sigur că în funcție de dependență, voi o puteți compune, ca să zic așa, mult mai specific. Eu o să vă dau niște afirmații cu caracter un pic mai larg, mai general. De exemplu, sunt mai puternic decât dependența mea. Deci, eu, Camelia, sunt mai puternică decât dependența mea de dulciuri. Am zis-o, da? Am zis. Bun, fiecare dintre voi puteți să specificați așa cum vă cheamă și dependența voastră care este, dacă aveți o... Dar aveți, toți avem, să știți, da? O altă afirmație. Eu am puterea de a depăși orice tentativă, orice tentație, orice tentație care îmi face rău, da? Orice poftă. Deci am puterea să depășesc orice tentație și orice poftă care îmi face rău. Merit să trăiesc o viață sănătoasă și fericită. Deci, dragii mei, această afirmație subliniază valoarea propriei persoane. Eu cred că merit și fiecare dintre noi și voi meritați, credeți-mă, atâta timp cât suntem creația lui Dumnezeu, din iubire necondiționată, merităm. Merităm să trăim o viață sănătoasă și fericită. O altă afirmație. Fiecare zi este o nouă șansă de a face alegeri sănătoase. Și nu contează, poate până acum te-ai îmbuibat și de-aia și de-ai l-altă, ai pierdut banii la păcănele, ai făcut, ai dres, ai o dependență, ai tras pe nas, ai nu știu ce ai făcut, da? Dar orice zi, în orice zi, tu poți să renunți la acest lucru și să te hotărăști și să spui stop, stop și să ceri ajutor dacă tu nu poți să faci asta singur și de regulă nu prea putem să facem singuri. Și atunci cerem ajutor calificat, da? Că este un psiholog, că este un duhovnic, că este un mentor, da? Sau o persoană de încredere care a trecut prin dependența aceea, prin boală, prin a parcurs acel drum pe care tu te găsești atunci și ai nevoie de un mentor, de un ghid care să-ți arate cum se face. Dacă el a depășit și s-a ridicat deasupra, da, și furtuna nu l-a tăvălit, n-a rămas acolo jos, da, înseamnă că omul acela poate să te ajute și pe tine și înseamnă că tu poți să faci același lucru și să te ridici deasupra necazului. O altă afirmație. Am puterea de a spune nu. Și e foarte important să învățăm să spunem nu. Deci să învățăm să stabilim limite și să refuzăm tentațiile care ne pot alimenta dependența. Da? Îmi face cu ochiul, să zic, da? Mie îmi plac dulciurile, da? Câteodată, în general, mă țin la mine, să știți. Dar mai calc și eu pe bec, sunt sinceră și vă spun. Și să zicem, știți ce fac eu? Eu evit să-mi aduc tentațiile în casă. Da? Evit. Că, pentru că știu că dacă am o ciocolată, de exemplu, da? Și am avut o zi grea, am terminat foarte târziu și am nevoie să-mi încarc, așa e în mintea mea, da? Vă dați seama că e dependența de dulce, da? Și atunci ce credeți că fac? Imediat m-am aruncat în ea acolo, da? Deci evităm pe cât putem aceste confruntări cu tentațiile și cu ademenirile, să zicem. O altă afirmație. Merit să mă simt bine în mod natural, fără să recurg la substanțe sau alte comportamente dăunătoare. Și aici puteți voi să scrieți, da, adică merit să mă simt bine în mod natural, fără să mănânc sărat, dulce sau fără să fumez sau fără să beau. Merit să mă simt și pot să mă simt bine în mod natural, fără să recurg la asemenea stimulente, să le zicem.
O altă afirmație. Recuperarea este un proces și fiecare pas înainte este o victorie. Dragii mei, dați-vă voie să credeți că fiecare pas, cât de mic îl faceți în drumul vostru de recuperare, de salvare, de ridicare din furtună, de a trece prin acea furtună, dați-vă voie acel pas mic, cât de mic, să-l vedeți ca pe o mare victorie și să vă încurajați. Eu pot, eu pot, eu pot. Cu fiecare pas, cât de mic, eu pot și mai mult.